Noche de idee, o surpriză vine, Andy e un semnă. Fără ajutor, fără decor, eu face totul să devină o problemă. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Puști nou în branșă. Asta e cu totul urâtă și umilitoare. Dar a meritat? Total! Lăsați-mă să vă explic. Cu câteva zile în urmă ieșisem de la școală, simțindu-mă un pic cam trist. Asta e tema ta. Și n-ar putea să ia și el ceva mai ușor pentru un om bolnav? Trucul tău nu a născut prea multă simpatie când pantalonele lui de roz atârnau fluturând pe catarg și s-au gândit că ai prea mult timp liber. Stegar? Pantaloni? Despre ce vorbești? Heh, falsa modestie nu ți se potrivește. Pe lângă asta vorbești cu mine. Am stat acasă toată ziua, pe cuvânt. Cu siguranță ceva se întâmplă. Și nu numai pe catar. Deci, oricum, Craig a zis că o să-mi dea o copie a calendarului la deschiderea sezonului. Nu mai spune! Vorbesc foarte serios! Tu ești așa de norocoasă! Știu! Băiete, trebuie să aveți niște vieți tare plictisitoare dacă găsiți niște poze ale unor maimuțe pe patine atât de atrăgătoare. Hei, vezi-ți de treaba ta! Nu trebuia să-ți fie rău sau chestii dintre astea? Mi-e doar rău de tine, Jen! Bună poantă! Andy, data viitoare, ce-ar fi să te spânzuri tu de port drapel? Hai să mergem până nu ne pierdem apetitul. Hei, ai văzut studentul cel nou din Toronto? Este așa o scumpete? Hă? Exagerează, nu e chiar așa de tare. Știu că ești pe aici, pe undeva. Ți-am spus, Danny, n-am nimic de a face cu această cascadorie, Stegar. Andy! Ascultă, piticanie! Dacă mă mai umilești vreodată în fața colegilor mei de echipă, te voi aranja eu personal. Știi, Jen, de obicei nu faci nici doi bani în fața mea și nici de data asta nu faci nicio excepție. Nici măcar să nu încerci. Numai creierul tău sucit crede că mi-ar putea ruina obișnuitul program de gimnastică. Jen, Andy spune adevărul. Am stat în clasă toată dimineața. Iar eu ar trebui să-l cred pe micuțul lui complice? Tu, ia mai lasă-mă în pace! Hei, bun obicei, dar eu cred că ai rupt ceva. Bine, dacă n-ai fost tu, atunci cine a pus pantalonii lui de rosa pe catarg, a? Pariez că e aceeași persoană care a încurcat programul de gimnastică a lui Jen. Cineva mi umblă prin traistă și asta nu-mi place. Hei, Andy! Danny! Puteți să mă ajutați? Martin, dar de ce ții oul ăla în mână? Ei bine, Brian și cu mine ne jucăm un joc, dar el a trebuit să meargă la baie. Iar asta s-a întâmplat acum jumătate de oră și nu s-a întors încă. Brian! Martin, cred că ai fost cam obrăznicuț. Oh, nu! Brian nu m-ar lăsa niciodată așa. E un tip prea drăguț ca să facă treaba asta. Poate că doar a uitat. Trezește-te, Martin! Ar trebui să știu, eu sunt Andy Larkin, cel mai mare... Bună, Andy! Te simți mai bine azi? Lori, bună! Vreau să spun da, mă simt mult mai bine. Mulțumesc de întrebare. Deci, vei merge la deschiderea sezonului de hockey? Tot orașul se frământă cu asta. S-a anunțat chiar și la radioul școlii. Nu sunt chiar un fan al hockeyului. Vai, ce păcat! Scriu despre joc în ziarul școlii și din moment ce nu știu prea multe despre hockey, speram să îmi spui tu niște lucruri. Scuze pentru șovăire, dar aș putea ajuta cu ceva. Eu sunt Brian și tu ești Lori, cea...
incitantă, vreau să spun talentată a școlii, nu-i așa? Îți plac articolele mele? Dar ce nu-i de plăcut? Rânduri fluente, propoziții succinte și multă informație. Brian! Brian! Încă mai țin oul! Apropo, îmi place hockey-ul și mi-ar place și mai mult să spun niște șmecherii. Lori, mi-ar plăcea să te ajut cu articolul. Poți să crezi asta? Nici un pic. Dacă era într-adevăr un fan al hockey-ului, n-ar fi avut niciodată asta. Liga anti-joc? Oricine răspunde corect la întrebarea asta primul, ia fata și provizii de bani de pizza pe toată viața. Este Brian puștiul nou din școală, un falsor și un ipocrit? E, sunt sigur! Asta așa e! Frumusețe, haide! Dacă vreau să am vreo șansă cu Lori, trebuie să petrec mai mult timp la patinoar. Băieți! Hei, băieți! Așteptați! Ați uitat de mine! Bună, Lori! Te-am căutat peste tot. Oh, bună, Andy! Ce faci? Am două lucruri de spus. De fapt, în primul rând privești pe noul antrenor secund al echipei de hockey, East Gackle. Oh, asta-i drăguț. Hei, l-ai văzut pe Brian pe undeva? Brian! E Brian? Da! Am găsit niște cărți să le citească pentru a scrie cel mai bun articol. Ceea ce mă aduce pe locul 2. Cred că ai putea fi interesată de asta. Da, și? Și asta mă va duce direct la punctul 2. Este un farsăr, te păcălește. Nu e interesat de sport, nici să scrie. Îi place doar să facă farse. Desigur. Tu vorbești chiar despre Brian? Cunosc aceste sunete, dar trebuie să mă crezi. Oh, Andy, dacă nu te-aș cunoaște mai bine, a spune că ești un pic gelos. Cine-i gelos? Eu doar am grijă de tine. Au! Eu cred că ar trebui să ne ținem de chestia asta. Acum, Craig, ține-ți mâinile așa. Oh! Tot ce trebuie să faci e să-ți treci mâinile printre ale mele fără să le atingi. Asta e ușor. Dar șmecheria e să o faci cu asta pe ochi. Oh. Mulți oameni o pot face de 50 de ori, dar dacă ești bun, poți să o faci și de 100. Start! 1, 2, 3... Să păcălești pe cineva 4, care crede că ochiuvetă este locul de unde curge lava, 6, nu trebuie cine știe ce talent. 7, chiar așa? 8, și ce te face să crezi că poți 9, mai mult, deșteptule? 10, numai faptul că directorul vorbește zi de zi cu părinții mei. Oh, da? Ei bine, mai bucură-te cât mai durează, deoarece lucrurile se vor schimba. Să înceapă farsele, prietene! Gata! Am făcut 100! Șmecheria este să-ți înclini capul așa pe spate înainte de a încerca să introduci moneda în pâlnie. Ei, cine vrea să mai încerce? E ușor! Lasă-mă să încerc! Ești invitatul meu! Ai dreptate, chiar a fost ușor! Hei, Jervis! Baia e a doua pe stânga. Cred că trebuie să meargă. Se pare că tocmai a făcut-o. Andy, chiar persoana pe care o căutam. De ce nu vii să încerci acest mic joc pe care îl jucăm noi? Cu siguranță acest tip crede că sunt un dobitoc. Nu cred, Brian. Doar că acești pantaloni nu sunt încă stricați și n-aș vrea să-i stric cât sunt încă pe mine. Vrei să spui că încerci să te păcălezi? Ei, nu ești așa de prost precum pari. Ei bine, îți voi demonstra că ăsta nu e un truc. Știi că trebuie să fac asta. Andy! Nu e ceea ce crezi tu. Chiar așa, Andy, când te vei maturiza?
Și tu sperai să mă convingi că Brian este un farsor? Nu-mi vine să cred. Și vroiam atât de mult să merg la ore în după amiaza asta. Nu-mi place să lipsesc de la școală. Sărăcuțul de tine, hai să vedem dacă-ți găsim niște pantaloni uscați să pui pe tine. Apropo, să știi că ieri chiar mi-a plăcut să studiez cu tine după ore. Ai învățat împreună cu el? Bine, poate că sunt un pic cam gelos. Trebuie să fac niște fotografii cu peștii tropicali pe care îi studiem la științele naturii. S-ar spune că a anunțat un război. Această fotografie este chiar grozavă, omule. Arăt foarte solid. Serios? Arătam incredibil de bine. Da. După ce te tot uiți așa, deșteptule. Da. Nimic, pe bune, tocmai vroiam să știu cât de departe aș avea, dar aș vedea, asta-i tot. Bine atunci, dar ar fi mai bine să nu încerci chestii vesele, pentru că încă sunt supărat pentru trucul ăla. Scuzați-mă, truc? Brian mi-a spus totul despre asta când am mers să-l bumbăcesc, să-l fac să arate ca un drogat. Te referi la acel truc cu orbul? Da, asta e. El îmi testa abilitățile de coordonare și tu l-ai făcut să mă lase acolo ca un clown. Nu e adevărat. Ei bine, să spargem gheața, băieți. Ține minte, fără glume ieftine sau o pățești. Brian. E valabil și pentru tine. Dar ce durează atât de mult? Vin imediat. Mi-a plăcut, mai vreau. Într-o secundă. Asta nu miroase a bine deloc. Dar totuși, de ce te-au dat afară? Afară nu e exact cuvântul pe care l-aș folosi. Ei, cel puțin știm că purpuriul și albastrul nu sunt culorile tale. Oh, Andy. Pictez fotografii? Asta nu e pentru clasa a treia? Ce zici? Doar nu crezi că eu am făcut asta, nu-i așa? Cine ar mai face așa ceva? Ei, frumos ochi! Deci nu te-ai plictisit de scris poezii la grădiniță? Și unde ai fost asta noapte, Brian? Ah, tu nu renunți niciodată? Ai developat deja pozele cu peștii tropicali? Eu, știi, vezi, treaba e că presupun că Andy încă se mai ține de glumele lui. Ce-i? Ce s-a întâmplat? Bicicleta mea lipsește! Andy! În ziua de azi, omul trebuie să fie foarte atent. Aș vrea să știu de ce face Andy aceste lucruri. Brian, ăsta e chiar de pomină. Își pune singur capcane și dă vina pe mine. Asta e o problemă, deoarece... Deoarece Lori acum crede că sunt un patetic fraier glumeț de asta. Dar Lori nu avea deja părerea asta? Da, dar măcar înainte era adevărat. Ești atât de trist. Sunt sigur că va duce la ceva înălțător. Simt asta. Deci va trebui doar să-l detronez. Dar cum? Bună, Brian. Bună, Lori. Știi ceva? Eu sunt noul asistent al asistentului echipei de hockey. Bravo ție.
Mă bucur că au găsit pe cineva mai matur decât tipul dinainte. Normal, asta trebuie să mă supere. Dar cu înălțimea și tot puternicia sa ca noul asistent al echipei, văd o luminiță la capătul tunelului. Este timpul răzbunării. Ai grijă cu acel dosar. Scuze. Operație excepțională, bine executată. James Bond nu e cu nimic mai bun ca noi. Ups. Haide, 007, urcă. Hei, asta nu e a mea. Ce se... Acest tricoare numele altcuiva scris pe el. Iar astea nu sunt mănușile mele. Brian! Ce se întâmplă aici? Toate lucrurile sunt încurcate. Nu știu, totul era în regulă când am plecat seara trecută. Ei bine, nu sunt în regulă. Așa că rezolvele înainte să te rezolvăm noi pe tine. Danny, Danny, mă auzi? Recepționați, sunt gata. Bine, atunci să te asiguri că vei fi acolo la ora 8:30 fix și în liniște. S-a făcut. Noaptea aceasta va rămâne cu siguranță în istorie. Lori, nu te-am văzut. Și de ce, mă rog, va rămâne noaptea asta în istorie? Pentru că echipa va câștiga, da. De asta. Mm-hmm. Încearcă să nu faci ceva stupid, bine? Craig Bennett, mai departe, Rodney Carter, porcarul, Thomas Duigun. Abona! Salut! Crainicul radioului școlii East Gekel e la telefon? Da, chiar el e persoană. Ai șeful pompierilor East Gekel. Noi suntem la tine acasă, fiindcă au fost 5 alarme de incendiu. M-am gândit că poate vrei să știi. Cred că vei găsi numele astea mult mai interesante. Asta ar trebui să mai încălzească gheața puțin. Hai să-i vedem pe clowni ăștia. Hei, patinele mele sunt la fel de tocite. Omule, ești chiar mai rău decât fraierul ăla, Andy. Am spus că au fost ascuțite acum 24 de ore. Brian, Brian, aici erai. Crainicul de la radio a plecat și vrem ca tu să iei locul. Dar, profesore, nici nu știu numele tuturor jucătorilor. Nu te îngrijora, lista e în cabină. Acum grăbește-te. Numărul 27, Hammer Poe, pasează pucul la numărul 44, Evan Agassi. Dar este interceptat de numărul 8, Bertie. Și se pare că intră în arena Melted, care nu va lăsa să se întâmple asta. Ce se întâmplă, profesore? De ce ai oprit jocul? Pentru că citești nume greșite. Și nici nu ai microfonul de radio deschis, deșteptule. Ai grijă! Asta-i de parcă am face o petrecere în piscină. Nu ți-a fost de ajuns, Brian? Ești gata să renunți? Să renunț? Ai nebunit de tot? De acum înainte trebuie să recunoști că sunt cel mai bun farsor de pe aici. Cred că glumești. Eu sunt cel care am făcut-o pe prostănaca aia de Lori să creadă că mie chiar îmi place hocheiul și că mi-a plăcut să lucrez la nenorocitele alea de hârtie ale ei. Haide, Lori a căzut în capcană doar pentru că este prea încrezătoare și nu pentru că farsele tale ar avea vreo valoare. Te rog, e la fel de prostănacă și credulă ca și acei gogomani neandertalieni jucători de hockey. Trebuie să-ți spun, Andy, deși topirea gheții în seara asta aici a fost un lucru destul de inteligent. Hei, Danny, cred că ar fi mai bine să ieșim de aici. Ah!
Asta pentru ce a fost? El a fost cel care te-a numit prostănacă? Asta pentru că ai făcut ceva stupid după ce te-am rugat eu să nu. Și nu fi prea îngrijorat pentru el. Sunt destul de sigură că își va lua porția dintr-un minut în altul. Alu, ignorant, neandertalian, ha? Asta e cu totul grosier și umilitor. Măcar a meritat? Total! Așa, spălătorule, urmează aceste jambiere și ar fi mai bine să miroasă amendă proaspătă când le termini. O surpriză vine, Andy e o scenă. Fără ajutor, fără decor, îl face totul să devină o problemă. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Na, 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 na.